Ne aflăm la primăria Comunei Lisa și stăm de vorbă cu domnul primar Gheorghe Moga despre proiectele puse în aplicare în acest mandat, care se va încheia în vara acestui an. Este obligatoriu. Și asta nu e meserie, a fi primar. Ce veți face în continuare, pentru că ați mai lăsat multe proiecte pe care trebuie să le duceți la bun sfârșit? Domnule primar, mulțumim că ne-ați primit. Cu multă plăcere, bine ați venit. Ce să zic? De făcut sunt destul de multe. Proiectele care ar urma ar fi gazul metan. Să găsim totuși finanțare undeva pe proiecte europene. Până acum nu s-a finanțat. S-ar zice că ar fi o linie acum de finanțare care încă nu se știe. S-ar putea să apară într-un an, doi, pe măsuri, pe 2021-2027. Păi cum nu știți că guvernul liberal, țineți minte ce a zis premierul, că va obliga toate primăriile din România? Da, guvernul liberal a tăiat din fașă un fond de investiții, FDI, Fondul de Dezvoltare, pe care avem chiar un drum câștigat la Breaza, suntem la licitație, speram că în luna mai, iunie, să ne apucăm de el, Breaza, Mănăstirea Breaza, să-l asfaltăm, să-l reabilităm și pe acela. Și aveam eligibil și proiectul cu extinderea de gaz. Rest de executat, Lisa, Breaza, ce mai este? Dacă l-au închis, nu știm. Nu știu ce fac cu cel care a semnat contractul de finanțare. Apoi că să zicem că se va da și la gaz, odată ce n-a semnat de contractul de finanțare, ei au spus că ce s-a lucrat vor finanța efectiv până la data de 6 ianuarie când au dat ordonanța 1, restul se oprește tot. Chiar la, în media, auzisem un moderator, punea o întrebare. Dacă într-o comună sau într-un sat s-a început un pod în octombrie, noiembrie și au făcut piciorul de pod, o culeie, oprim finanțarea și rămân oamenii cu acea culeie, nu? Că nu mai vrem să finanțăm. Așa s-a declarat. Ce am putea concluziona, domnule primar, că îmbinăm discuția și cu politica. Politica e capabilă, cu metafora de rigoare, să dărâme tot. În momentul în care se schimbă ceva în politică, pot pica proiecte, pot rămâne stagnate, la ce vă așteptați? Ideea este că, totuși, da, sunt primar PSD, în cei 3 ani de zile s-au finanțat proiecte și pentru comunitățile mici, PNDL-ul ăsta, Programul Național de Dezvoltare Locală, a fost nemaipomenit, chiar și primarii PNL, vorbesc de cei din țara Făgărașul care îi cunosc foarte bine, zic că sunt cele mai bune programe pentru comunitățile mici. Pentru că toată lumea spune de fonduri europene. Fondurile europene 2014-2020 pentru infrastructură, de exemplu, s-au dus în 3 minute. Pentru că sunt foarte puțini bani. Condițiile sunt foarte aspre, adică ce înseamnă condiții aspre? Am asfaltat drumul de la Lisa la satul de vacanță Lisa. Se dezvoltă în zona, da? Că fără infrastructură, vai și mama ei de zonă. Mie îmi pune condiții. Ești legat la drum național, câte pensiuni ai, câte hoteluri, câte... Cum să mă condiționez tu dacă eu vreau să dezvolt zona, să am hotelurile ca să pot să fac asfalt? Deci pe fonduri europene dăm din gură, dar... Cerințele sunt prea dure, nu? Noi primarii știm că comunitățile mici niciodată nu o să reușim să facem așa ceva. În condițiile în care se vorbește că rata absorpției, știți foarte bine că se face discuția potrivit căreia România e în coada clasamentului. Normal că rata absorției e foarte mică, pentru că dăm, de exemplu, pe POIM, nu, pe POR, POR, greșesc, 4 milioane și ceva de euro au venit la început, niște firme, când eram, zice, să primar nou și nu cunosc administrație, proiect pe POR, 4 milioane și jumate de euro. Primul lucru care i-am întrebat, ce investiții fizice efectiv se văd în Lisa, Breaza sau Pojorta? Să văd ceva fizic. A, nu, păi e pentru reconversie profesională, zic, da, ne adunăm, facem niște poze, i-am învățat pe ea, le-am dat niște bani și eu am semnat 4 milioane 400 de mii de euro. Zic, când veți veni cu un proiect care se vede o investiție fizică reală în comunitate,
atunci da. În rest, să câștige o firmă de consultanță sau un ONG, pentru mine n-are valoare. Acum, până la proiecte, pentru că oricum le-am dezvoltat pe parcursul mandatului dumneavoastră și le pomenim și în acest interviu, vreau să combinăm această discuție referitoare la ceea ce trebuie să știe un primar. Iată că dumneavoastră, după cum vorbiți în acest moment, dovediți că v-ați informat foarte bine în privința condițiilor optime de gestionare a unei comune, cu lucruri concrete. Care sunt, să zic așa, calitățile pe care ar trebui să le aibă un primar în momentul în care preia primăria? Că nu e numai să stea la birou și să semneze niște acte. Da. Se spune că primarul trebuie să umble după bani, cum spunem noi. Viceprimarul e gospodarul satului. E foarte greu dacă nu te implici ca primar. De exemplu, să ai o linie de finanțare, avizele. Aș citi legi pe parcursul, cred că... Bineînțeles, îmi place să fiu informat. Zic eu. Știți să vă apărați să în cazuri... Nu pot să le știu chiar pe toate, că nu sunt ce știu eu cine, dar cât mă interesează și ce documente trec prin mâna mea care știu că semnez pentru ele și răspund, garantat m-am informat. Și trebuie umblat foarte mult, avize, toate documentele, ulterior, chiar după ce ai contractul de finanțare, tu ca primar deschizi altfel ușa decât să trimiți un funcționar. Pentru că se știe, la orice instituție, sunt funcționari publici care mai recalcitranți, care mai plictisiți de viață, care mai... Așa este. Câte drumuri ați făcut la București sau la Alba Iulia sau în alte locuri pentru... La București am făcut într-o lună și o săptămână 11 drumuri, în septembrie. Deci, vă dați seama. Pentru ce proiect? Care a fost cel mai greu, cu ghilimele de rigoare? Ce v-a dat cele mai mari bătăi de cap în acest cel mandat? Cel PFDI. Cele două PFDI, gazul și drumuri la Breaza. Pentru ăla am fost de 11 ori într-o lună și o săptămână. Și? Am reușit de a semna contract de finanțare pe drumul de la Breaza. Urma să semnăm și contractul de finanțare pe extinderea de gaz. Deocamdată stăm în stand-by, o să termin licitația, o să fac contractul de execuție și o să ajung să dau statul sau guvernul în judecată, pentru că legea pe mine mă obligă, având un contract de execuție, omul ăla să apucă de lucru, nu? Îmi cere banii, băi, eu am lucrat de X lei. De ce s-a izbit acest refuz de a aproba proiectul? Sunt foarte multe... Politic? Puteți să spuneți. Nu neapărat. De ordin tehnic sau deci se lucrează greu cu compania furnizoare? Vorbim de până la semnarea contractului, în fiecare zi apărea o normă. Aflam de ea, fugi la București, schimbă o documentație. Peste două zile mai se schimba o normă de aplicare. Aflam de ea, fugi la București, depune documentația să nu rămâi în urmă, să facă eject, că nu-i eligibil proiectul. Vorbesc pe cele de FDI. Pe celelalte, într-adevăr, a durat destul de mult. Am apropiat lista de finanțare în august 2017. Am semnat contractele, cred că printre primii, în decembrie 2017. Povestea o știți cu licitația, cu reziliat contracte 2018. 2019 am reușit de terminat. Sunt toate patru proiecte la 90%. Tragem linie și facem așa un scurt bilanț. Mai întâi să ne spuneți cum stau satele care sunt arondate comunei Lisa în materie de proiecte și haideți să începem cu infrastructura de drumuri, ceea ce ați realizat dumneavoastră în mandat. Drumurile în fiecare sat, vorbind de drumurile comunale, sunt reabilitate total. Mai am în satul Lisa o parte de 500 de metri care a fost făcută în 2015 și a ținut cât a ținut banii la firma constructoare. Am reușit să punem un strat de uzură peste el ca să totuși să arete drum asfaltat și mai sunt alte trei străduțe cam la 150 de metri fiecare. Le veți face? Da, acum în primăvară.
plus niște șanțuri betonate în Lisa. Deci alea se vor termina după cum s-a ocupat firma cea care a realizat lucrările astea până la mai, zic că sunt terminate. Mulțumit de lucrări? Da. Cu recepția lucrării făcută? Din punctul meu de vedere, recepția parțială până la momentul ăsta, eu sunt mulțumit, mai ales că au fost controlele de la ISC pe fazele de lucrări. Ulterior, când am cerut banii de la MDRAP, a venit ISC un control, ne-a măsurat, ne-a lungime, lățime, grosime, deci ne-a verificat la sânge asta până seara la 7 în primărie. Fără avizul ISC-ului, inspectorul de stat în construcții, sub nicio formă nu ne luăm banii pe lucrare. Știu că ați lucrat și la infrastructura cu ghilimele de rigoare de poduri. Ați avut niște poduri și niște podețe de ani de zile lăsate așa în paragină. În momentul în care ați preluat mandatul de primar, de atunci v-ați făcut planul. A durat și la podul cel mai mare, să zic. Da. Podul la Breaza, care era rupt de N ani. A fost și o ușurință pe NDL ăsta, pentru că făcea o estimare, un deviz estimativ, depuneai la finanțare și nu te apucai să cheltui banii pe SF-uri și toate hârțogăraile până nu apăreai pe lista de finanțare. Și am apărut pe lista de finanțare, am avut timpul necesar să întocmești documentația, să o duci la MDRAP și podul la Breaza e 90%, mai este doar stratul de uzură la calea de rulare de asfalt și parapeții. Și ăla e gata. Aici, la Lisa, podul Ciocea este mai are de betonat 20 și ceva de metri de gabioane, cum se lasă timpul mai moale, este terminat 100% și acela. Deci este acum o lună de zile o să fie finale cu recepție finală. Un alt capitol pe care l-ați rezolvat este cel al apei. Țin minte că înainte să preluați dumneavoastră mandatul primăriei comunei Lisa, sunau la redacție cetățeni din toată comuna care semnalau faptul că în zonă e problemă mare cu apa. Da, au fost probleme mari. Noi avem o rețea reabilitată înainte de a veni în mandat. Dar efectiv branșamentele către populație, contorizarea nu era făcută. Eu am avut o problemă mare chiar în programul meu de campanie, primul pe listă a fost apa. Fiind din Lisa și locuind aici, știam ce probleme sunt. Când am fost viceprimar 9 luni de zile, tot așa, nu era o problemă cu presiunea, am schimbat cu fostul primar și eu viceprimar, am avut nebunia să schimb obligatoriu conducta de la stația de gospodărire apă până în Lisa, s-a rezolvat cu presiunea, mai era problema cu noi nu aveam potabilă, mai ales pe Breaza, cum venea din râu, așa venea și în Breaza. În Lisa totuși era mai că mai aveam niște bazine rupere de presiune care se mai decanta. Și chiar în 2016 am cerut în Consiliul Local să, bineînțeles, interesându-mă fiecare ce face, cum face o stație de potabilizare. Am început și în paralel cu contorizarea, prima dată în Breaza, după aceea în Lisa. S-a pus stația de potabilizare, mulți oameni nu le venea să creadă că avem apă potabilă, luau apă, se duceau la Sanepid, la Brașov să facă analize, eu le arătam analizele, nu credeau, la Brașov le spunea dacă e de la Lisa, duce-vă-ți acasă că este ok. Deci a fost o ambiție de-a mea cu apa. Cine gestionează acest serviciu? Noi, primăria. Avem 4 angajați, prestări servicii, care se ocupă de pază acolo, de clorinare, plus noi. Eu, pe partea electronică, n-avem om să se priceapă, mai am un băiat la ISU care e ca mine și noi doi suntem pe partea de electronică, de control de la distanță. Este ok, deocamdată. Dacă am vorbit și despre ceea ce înseamnă apa, un alt, să zic așa, factor important
pentru populație în rezolvarea problemelor îl constituie acordarea titlurilor de proprietate. Cum stați cu fondul funciar la primărie din acest punct de vedere? Mai ales că ați avut și o întâlnire ieri cu toți primarii, cu prefectul. Prefectul, cu directorul OCPI, cu inginerul șef OCPI. Ne-am spus fiecare doleanțele, care sunt problemele. Problemele apar în momentul când, de când omul și-a dat seama că decât să își ia titlul de proprietate, mai bine dă în judecată, câștigă niște bani, după legea nouă, tot la 3 luni de zile cer penalități. Și asta a fost o discuție foarte importantă. Te duci să îl pui în posesie pe un teren și efectiv nu acceptă. Nu acceptă procesul verbal pentru că știe că ia niște bani. Și nu accept. Nu vreau. Pe care îi dă cine? Primăria? Primăria, bineînțeles. Am zis că cumva în legislație, da, ți-am oferit 3 zone sau 3, în 3 locuri, nu ai vrut să-l iei, la revedere, nu mai poți da în judecată. Există o verigă administrativă, nu, legală? Nu avem nicio verigă. Deci nu, avem efectiv. Deci iată, puteți să trageți un semnal de alarmă, nu știu dacă acum, vă spun, avem că un... guvernul e demis, da? Pe viitor, dacă să vorbim și despre asta, da? Avem un... De unde suportați acest efort bugetar, dacă stăm să vorbim per global? Obligatorie din bugetul primăriei, nu din cote defalcate, nu din impozitul de 16%, nu, doar din bugetul primăriei. Acum știu că sunteți foarte bun la calcule. Foarte pe scurt, așa și cu aproximație. La câte titluri nu aveți acum, nu sunt ridicate, suma ar fi foarte mare, nu? Da. De unde da. Ați suporta-o? Avem, bine, ca idee, dacă ar veni într-un an de zile câte procese avem să vină toate 20 odată, închidem primăria când avem ce face. Pentru că... Ați plătit până acum? Plătit. Plătit și anul trecut vreo 40.000 de lei și am preluat din urmă vreo 200.000 de lei când am venit în mandat. Bun, important este ce v-a spus prefectul. V-a dat o soluție viabilă pentru rezolvarea acestei probleme? Da, cea mai bună soluție e schimbarea legii. Simplu, pentru oricine. Pentru că nu poți ocoli. Ce culoare are prefectul, cu ghilimele de rigoare? Ar putea să meargă pe filiera politică? Dar ar trebui să nu. Dar e trimisul guvernului în teritoriu. Atât. Și deja știm ce culoare are, nu? Exact. Nu. Da. Bine, dar până atunci, dumneavoastră ați spus un lucru bun, să se schimbe legea. Dar până atunci, dumneavoastră, în loc să folosiți niște bani, asta trebuie să înțeleagă cetățenii comunității. Da. Pentru orice. Nu-i dai sau... Și mai... mulți, de exemplu, la o persoană, câți bani ar veni? Depinde să zic, de cât teren? Timp. Nu, de cât timp. Da, nu, timpul. Am înțeles. Au câștigat un proces... legea îmi dă în 10 zile să-l pun în posesie. Eu n-am nicio șansă să-l pun în 10 zile. Pe deasupra că el semnează procesul verbal de pune în posesie. Lasă să treacă un an de zile, 100 de lei pe zi de întârziere. Faceți o socoteală cât e. 365 de zile, nu? Aia înseamnă 360... Domnule primar, e grav ce ne spuneți? Dacă Vă spun o speță la Pojorta. 2014-2015 s-a reîmpărțit pământul, absolut tot, parcele foarte mari, niciuna sub 5.000 de metri pătrați. Bun. Dreptatea și părerile sunt împărțite. Și persoane care ne blochează la Pojorta și celor dinainte care au împărțit pământul. Persoana nu vrea sub nicio formă să semneze procesul verbal de punere în posesie pentru o suprafață de 8.000 și ceva de metri pătrați. Nu-i convine locul unde-i pe tarla. Că are piatră, care celelalte i-a convenit când a făcut din 10, 11 ar sau comasat în altă, da? Eu vreau ăla. Are un proces câștigat de câțiva ani. Sub nicio formă nu avem variantă să-i dăm unde vrea și rămân, suntem blocați. Și îl plătiți cu ghilimele de rigoare, da? Treci un an. Deci omul își obține un venit frumușel. Corect. Pe speța asta. Vă de la altă primărie. Speță. Am un văr de-al meu. Din Lisa. Văr din frați. Are un teren în zona turistică, stat de vacanță Lisa. A dat în judecată ani de zile. Au luat bani că nu-i da titlul.
Am reușit toată zona turistică la Lisa, în 2 ani de zile. I-a făcut cadastrarea. Tot au titlul de proprietate, CF-uri, da? El având 2 parcele acolo în zona aia, am stat, ne-a rugat el să semneze procesul verbal, ne-am dus cu oameni în teren să semneze eu pe baza procesului verbal, că oamenii recunosc limitele lui. Ulterior a semnat, până la urmă. Și ce a făcut? M-a dat în judecată, nu-și recunoaște semnătura pe proces verbal de punere în posesie. Are titlul și CF. Ce pot eu să cred când el dădea în judecată că nu are titlu, acum i-am dat titlul și CF, intabulat, și mă dă în judecată că nu recunoaște semnătura pe proces verbal de punere în posesie. Înseamnă clar lui nu-i treia titlul, îi treia bani. Da? Cum a venit ce se va întâmpla? Dar dacă poate distruge un CF și un titlu de proprietate emis legal, atunci distrugem tot planul parcelar. Important este, apropo de ceea ce v-am zis și dumneavoastră înainte, că aș vrea în partea aceasta a interviului, dacă mai aveți de completat ceva în materie de proiecte, pentru că vreau să trecem și la discuții pe teme politice. Deci cam acestea ar fi, să zic, da. Bun. Încheiind... Proiecte sunt destule, dar trebuie să ai și bani să le finanțezi. Că putem face documentații și să cheltuim bani cu roaba, dar le ținem acolo, cum le avem multe, care deci, nu se vor finanța. Vă doriți să le puneți în aplicare, e cer, și dacă încheiem ca o concluzie a întâlnirii de ieri, ce le cereți, că asta am vrut să vă spun, noi, la nivelul județului, cetățenii țării Făgărașului, pentru că suntem la Făgăraș, dar și ai județului Brașov, și-au trimis în Parlamentul României, și să nu uităm că am avut onoarea, metaforic sau mai puțin metaforic vorbind, de a avea și miniștri, da? De la Brașov. Avem acum și secretar de stat, pe domnul Mihai Veștea. Așa, să faceți un apel către aceste forțe politice. Dumneavoastră a spus că nu țineți cont. Legea fondului funciar, să știți că puține au curajul să umble la ea. De ce? Chiar discutam ieri cu prefectul și domnul director de la OCPI. Pentru Ardeal mai ales, cred că trebuia o lege specială. Pentru că aici s-a lucrat pe vechile amplasamente, au fost CF-uri, omul nu-și lasă bucățica lui. Aici e total diferit față de ce ar fi Sud, Moldova. Vă referiți că am fost sub Imperiul Austro-Ungar? Exact. Și de atunci datează toate aceste documente. Da, da. Toți oamenii se uită la CF-urile care le au și vrea bucățica lui acolo. Aici trăia ceva special. Chestia aia din lege, de regulă vechiul amplasament, aia nu pentru Ardeal, da? Nu mai cu ceea ce vor oamenii. Hai să, da. Atunci să măsura în 1920, să măsura cu capra sau cu ce să măsura. Dai cu GPS, normal că nu mai iese locul exact acolo. Bun, mai ales că sunteți fiul al localității Lisa, al comunei Lisa. S-a discutat foarte mult și vreau să vă întreb și acest lucru, că după 90 s-a și măsurat aiurea și au venit mulți care au luat deci, în așa harababură sau euforie a evenimentelor. Da, nu. Sunt fel și fel de oameni în fiecare sat, în fiecare comună. Dacă poate să ia ceva în plus. Acum, uitați să vă spun, lucrăm pe cadastru sistematic din 2018. Avem, mâine mă duc să semnez și al treilea contract pe ANCPI, prin fonduri europene, pe măsurători, la cadastru sistematic. Avem deja de la Crăciun 330 de hectare pe satul Lisa cu CF-uri, au venit, așteptăm titlurile de proprietate, să le putem împărți la oameni. Mai, iunie, mai vin 300 de hectare și mâine semnăm al treilea contract, pentru ce mai avem rămas pe arabilul Lisei. Deci, într-un an jumate, eu zic că tot arabilul Lisei este terminat. Aia înseamnă între 700 și 800 de hectare. La Lisa a mers destul de ușor și destul de bine. După ce explici omului... Vă referiți la marii fermieri, agricultorii care se ocupă cu... Nu la proprietarii despre care vorbeam înainte, neapărat. Și la cei. Și la cei dinainte. Și la cei. Da. Pentru că omul zice, da, dar eu am lucrat suprafața asta din 90. Da, dar tu te-ai emis titlul prin 96 și pe suprafața asta nu poți să-ți dau un plus.
Da, scuzați. Dar mie mi s-a împărțit atunci că eram prieten cu ăla, încă 5 ani. Păi, nu mai merge. Probabil și localitățile au avut tot așa un om cum era peste tot la țară care se ocupa cu acest aspect. Domnule primar, aș vrea să vorbim și despre politică, pentru că suntem într-un an electoral important. De fapt, am început anul în forță, din punct de vedere politic. Da. Un lucru e cert, ne-ați spus că ați mai candida, da, sub sigla Partidului Social-Democrat, pentru primăria Comunei Lisa. Cum vedeți viitorul politic în general? Că până la urmă depindem toți de viitorul politic al României, da? Da. Sincer, sumbru. V-au marcat evenimentele din mediul politic ce s-au întâmplat până acum? Pe mine nu, că sau vă așteptați la cădere, recădere? Eu văd de treabă și n-am o problemă prea mare chiar. Da? Și discutam mai înainte. Vin unii la putere, strică ce-au făcut, chiar și ce-au făcut bun. Nu-i normal. De-aia zice politician. Da, dar uite, Monica Anisie, vă întrerup un pic. Vă dă șansa să dați masă caldă la copii? Da. Faceți? Păi nu, masa caldă la copii este proiectul guvernului PSD. Ei au suplimentat doar. Deci este proiectul guvernului PSD. Cum veți face? Aveți serioși condiții pentru a le asigura copilașilor? Nu, deci au la Lisa, efectiv, după niște date cerute, inspectoratele au pus pe listă unde să este eligibil sau neeligibil. Vom vedea, va trebui să ne descurcăm obligatoriu. Sunt copii mulți? Aveți aici efective? Avem 240 de copii cu probleme care s-ar bucura pentru reducerea abandonului școlar. Da. Numai că trebuie să le asigurați condiții, să le faceți un loc de sau să vedeți ce mâncare le dați. Exact. Încă sumele nu ne-au venit de la inspectorat, n-a venit nici bugetul școlii. De aia stăm, ne-am lăudat că am votat bugetul în 7 ianuarie, dar suntem în decembrie și noi nu putem da drumul la buget primăriile, că virgulă cotele de la Consiliul Județean și partea de școală, nu avem buget. Suntem în februarie. Da. Da, bun. Revenind. Eu trebuie să-l afișez cu 20 de zile înainte de a-l vota. Stăm, dar ne-am lăudat foarte tare că avem buget. Revenind la ceea ce s-a întâmplat în politică, așa cum vă spuneam, alegerea primarilor în două tururi a picat. Din punctul cum pica de pentru dumneavoastră dacă era în două tururi? Sau din ce punctul emoții meu de vedere, nu avem o problemă. Și în 2000... Vă sperie contracandidații? Sau... Și în 2016, fiind doi candidați, patru am fost, dar doi mai puternici, tot am sărit cu 50 plus 1. Era orică erau două tururi, orică nu erau, tot un tur rămânea. La Lisa vorbesc. S-a făcut statistică. Din 1100 de primari PNL, 900 au ieșit din primul tur, adică cu 50% plus 1. Din 1700 PSD, 1500 au ieșit din primul tur. Ce avantaje două tururi? Cheltuit de bani? Vor pierde, să zicem, că cei care au ieșit din turul 2, 200 de la PSD și 200 de la PNL, poate pierdeau în două tururi, da? Bani? Dar știți ce a spus 25 de milioane de euro la premierul și nu numai, liberalii spuneau că această, să zic, măsură, acest sistem de vot într-un singur tur avantajează primăriile PSD. Pe bun, și dacă avantajează primăriile PSD și vor fi două tururi, să zicem, dar nu va mai fi. Și o să-ți iasă 90% din primul tur. Cum îi avantajează? Care și-a făcut treaba, nu contează că sunt două tururi sau un tur. Omul știe ce are de făcut. Dacă tu 4 ani de zile să te-ai implicat, ai încercat să faci, să vadă, să le locu o anumită rânduială, nu mă apuc să fac, ce știu, șanțuri și după aceea să stric că vreau să fac nu știu ce acolo. Nu, din punctul meu de vedere, nu are o variantă foarte wow, două tururi sau... Cum se situează Partidul Social-Democrat în opinia dumneavoastră la nivel de județ, ca și organizație, având în vedere ultimele evenimente ce s-au petrecut în mediul politic din România? Da.
Acum, să fim serioși, Partidul Social Democrat vis-a-vis de Partidul Național Liberal în Ardeal e altceva, Ardeal. Vorbesc acum de oamenii din Ardeal și mai mult de la noi din Brașov. Țin de istoria scurtă cu Partidul Național Liberal. Pot să spun că au fost ani care în județul Brașov Partidul Social Democrat era cel mai puternic. Dar oamenii li s-a inoculat că dacă ar lua din urmă istoria mai lungă, s-ar uita că nu a fost chiar așa bine cu Partidul Național Liberal. Dar erau și alți politicieni. A, bineînțeles. Dacă facem comparație, da, PNL-ul clasic, să zic așa, sau PNL-ul pe care îl știm noi după evenimentele din 80. Se consideră că Partidul Național Liberal susțin mici întreprinzători și societățile, adică oamenii de afaceri, Partidul Social Democrat, fiind socialist, clasa de mijloc și clasa de jos. În ultimii 4-5 ani de zile, cred că au dat măsuri de dreapta PSD-ul mai multe ca cei de la PNL. Pentru oameni de afaceri, pentru și. Dar ce spun lisenii, apropo? Da. Pentru că știu că populația, nu zic că nu aveți și tineri în comună, dar sunt multe persoane care au ieșit la pensie, sunt multe persoane care... Știți ce? Au beneficiat de niște creșteri de venituri, da? Știți ce? Cum vine viitura, poți să ai un lemn, un pom ca degetul și poți să ai un brad de 100 de ani care ai zice că nu le ia. Merg cu valul. Deci oamenii merg cu valul. Că Partidul Social Democrat, vă spun așa din... Da, da... Nu o da de la ei. Păi bine, ok, nu o da de la ei. Dar asta nu... vă spun, da? Da. Le spun, când au fost alții la putere 2009-2010, ăia dădeau de la ei când au tăiat. Hai primare că acum m-ai închis. Păi nu, întreb și eu. Dar nu mă, dar trebuia să ne dea. Ah, ok. Nu pot să dau. I-am spus doar când au tăiat, ăia dădea de la ei sau dădeau tot de la statul român. Ce spun acum când văd frământările de pe scena politică? N-am apucat să mă mai implic. N-ați discutat. Deocamdată a fost și scurt și 3 luni de zile. Un lucru e cert. Ca o concluzie, am reținut că așteptați să se facă lumină în ceea ce privește legea fondului funciar, da? Pentru că da. Dezavantajează bugetul. La și ce vă bugetul, așteptați cu bugetul? Și pe oamenii. Da. Pe ce vă bazați anul ăsta în materie de bani? Pe exercițiul financiar mă refer. Deocamdată nu pot să vă spun un buget. Avem 1.100.000 bugetul nostru, care acolo cam în fiecare an. Restul să vedem ce ne vin. Din cote defalcate, vin... Nu vă pot spune un buget. Nu vă temeți că nu vă descurcați, nu? Nu. Pe investiții întotdeauna au fost destul de puțin bani, pentru că funcționarea, salariile... Încep să strângi. Plus că avem asistenți personal foarte mulți, trebuie bugetați. Pot să vă spun că, dacă e real, avem mai mult asistenți personal ca în Făgăraș. De ce? Câți? Puteți să-mi dați o nouă cifră? În ianuarie avem 28 de asistenți personal. Să înțeleg că sunt persoane multe care au nevoie de ajutor, bolnavi, da, cu diverse handicapuri. Nu, Comisia Județeană, nu avem noi nicio treabă. Nu depinde de noastră, corect. Nu, ne vin dosarele, trebuie să le acceptăm că nu avem ce face și plus că au și prioritate. Pe asistență socială? Pe asistență socială au început de vreo 109 dosare, mai avem vreo 60. Lucrați cu ei pe domeniul public? Da, da. Da, e un efort bugetar. Este. Și acesta, cu salariile ce ați făcut? Din punctul meu de vedere, la asistențe personal depășește dublu și față de asistența socială. Pentru că e 100, nu știu, 140 de lei de persoană, dar dacă 5 persoane în dosar, nu ia 5 ori 140, adică 700, și iau 400 de lei, 450. Deci le scade cu cât îți mai mulți în dosar. Salariile din primărie,
le indexați automat, le-ați indexat pentru că a crescut salariul minim pe economie de la 1 ianuarie? Le-am făcut cu 7% la bază, nu la brut. Făceam la brut, creșteam un pic mai mult, l-am făcut la bază. Și ăla e un efort până la urmă? Da, normal. Câți angajați sunt în primăria Lisa? 15. 15, nu sunt. Cu primar, viceprimar, cu tot. Da. Ce să zic, domnule primar, oricum vom ține legătura până la alegerile din vară și nu neapărat legat mai de alegeri, ci și de proiecte. Noi vă dorim mult succes. Mulțumim de vizită, mulțumim și de... Nu le-ați transmis parlamentarilor noștri un mesaj pe ce ar trebui să lucreze? Ar fi important. Acum, orice mesaj le-ai transmite parlamentarilor, nu cred că o să îl ia de bun sau să-l bage în seamă, pentru că au problemele lor acolo în Parlament, care nu știu care cum să tragă și ce să facă. Așa că... Și chiar uitați să vă întreb, vedeți anticipatele mai repede? O să fiu o harababură totală, da. Garantat. O harababură, efectiv. Nu o să fac chestii de astea. Adică, ca idee, candidez de primar, dar eu sub nicio formă nu mă votez. Cam așa e acum. Da? Vreau un guvern, dar nu mi-l votez. E, vedeți, trebuie schimbată și Constituția sau articolul respectiv care permite până la urmă, acum, da? Sincer, în ultimii 4-5 ani de zile, dacă n-am ocolit Constituția asta, de ea venit nu știu ce. Fiecare a găsit o chichiță să ocolească cumva Constituția. Până acum nu se prea întâmplă asta, dar vedem ce va fi. A ajuns până la urmă în toate problemele care se întâmplă, vorbim președinție, guvern, până la urmă cred că conduce Curtea Constituțională, pentru că la orice document trebuie să cerem, păi și atunci hai să lăsăm Curtea Constituțională. Are cea mai mare putere până la urmă, nu? Încă o dată mulțumesc că ne-ați acordat acest interviu și vă dorim mult succes. Mulțumesc!